Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Eu sunt 777 Saki și astăzi o să vă arăt cum puteți să instalați pe T-Launcher Voice Chat Mod, adică să puteți să vorbiți pe Minecraft T-Launcher cu prieteni, mai multe altele, rude sau cu cine vreți să vorbiți voi sau cu playeri. Ca să facem acest lucru, ne ducem pe Google Chrome și scriem în felul următor: Simple Voice Chat. După ce am scris asta, Simple Voice Chat, o să mergem pe primul link: Simple Voice Chat Minecraft Mods. E, acum nu o să scrollăm în jos, să vedem, nu știu. Noi o să ne ducem, clic stânga pe file, acum... Dacă vă uitați pe viitor, în viitorul apropiat, o să trească să vă uitați aici, la versiune, și să scrie Fabric și versiunea voastră. Să fie Simple Voice Chat. Vă duceți pe cele trei puncte, dați click stânga și dați pe Download File. Așteptăm acum să ni se downloadeze. Imediat o să ne apară ceva aici, uitați, și acum mai trebuie să instalăm ceva, pentru că trebuie să ne facem voice chat-ul, nu-i așa? Deschidem o nouă pagină, o închidem pe aceasta și vom scrie Fabric Minecraft. După ce am scris Fabric Minecraft, o să dăm pe primul link, pentru că acesta este linkul pe care trebuie să intrăm. Dăm pe download, că vrem să-l downloadăm, și dăm pe download for Windows, pentru că suntem pe un PC. După ce l-am downloadat și ne apare aici că ni s-a downloadat și scrie done, adică este downloadat, o să dăm pe close. Închidem Google Chrome. Acum o să ne ducem pe file, o să ne ducem la downloads, și o să trească să le scoatem aici la vedere, pentru că o să avem nevoie pe viitor, viitorul acestui videoclip. Acum mergem pe Windows Key, adică pe acesta, îl ținem apăsat și ținem apăsat și pe R. Acum o să ne intri pe Run. Dacă nu știți să faceți acest lucru, pur și simplu mergem pe Windows aici și ne ducem și scriem Run. E, acum am ajuns aici. Noi, ca să intrăm într-un fișier, să le punem pe Fabric și Voice Chat, o să scriem în felul următor: procentuaj app data. Dacă nu știu, nu sunt sigur, și uitați că ne-a intrat. Noi să ne ducem la Minecraft, pentru că pe Minecraft ne uităm noi acum. Apăsăm de două ori click și o să ne intre aici. Da, voi veți adăuga Fabric, să-l lăsați aici și o să-l lăsați și voi chat-ul, da? Pentru că eu l-am deja făcut. Și când o să intrați voi, nu o să vă apare aici nimic, dacă nu aveți niciun mod. E, acum dăm X și ne ducem pe T-Launcher, pentru că pe acesta ne ducem. Că pe acesta vrem să ne băgăm voice chat. Da? Acum ne intră și noi vom fi pe versiunea noastră, da? Apăsăm aici și ne vom duce până vom găsi asta. Release Fabric Loader 0.15 sau cum o să vă scrie aici. Apăsați pe el, o să vă apară Reinstall. Apăsați Reinstall și după ce vi s-a instalat o să dați pe Enter the Game. Așteptăm să ne intre în Minecraft T-Launcher. Uitați că acum o să ne intre. Driver is a fake. Nu știu ce scria. Și ne-a intrat în Minecraft.
și trebuie să vă apară Minecraft versiunea voastră slash fabric modat. E, acum, nu știu, vreau pe multiplayer să încerc să văd, dar noi o să începem pe single player. O să începem pe seria noastră. Like, subscribe, chiar dați voi pe like-ul ăla, subscribe-ul ăla, să ne strângem, să strângem cât mai multe like-uri și, hopa! Ni se vede ceva în stânga, jos, vedeți? Uitați aici. E, acum voi trebuie să apăsați pe V. Pe tastatură vă duceți pe V. Și o să vă arate asta. Noi, ca să ne meargă, ne ducem la settings și vom da pe... Dacă stau să mă gândesc bine, uitați să ne auzim aici. Activate type voice chat, adică o să vă apară așa și o să dați pe activation type push to talk, da? E, acum ne apare asta. Dar, cum să știu eu dacă merge sau nu merge? Dăm pe select, să selectăm microfonul. Microfonul pe care o să vorbiți voi. Noi avem aici microfonul, apăsăm pe ESC, apăsăm din nou pe V și apăsăm aici. Acum, noi ne-am făcut voice chat-ul, dar dacă vrem să vorbim și cu alții, trebuie să aibă și ei voice chat-ul, adică să aibă și ei modul. E, acum, dacă vreți să faceți, nu știu, un grup, ceva, grupul 1 și grupul 2 și să vorbească fiecare postație. N-am dat un exemplu. Apăsăm pe V, mergem pe grupuri și nu o să apăsați aici când vreți să intrați pe grupul poliție sau clasa 1. Dăm pe create grup dacă vrem să creăm și facem un grup. Abonați. Dăm grup type normal. Dacă vreți să fie cu parolă, să nu poate să intre oricine, nu știu, scrie like și subscribe. Da, l-am creat și acum dacă dăm ESC, ei o să poată să ne audă și să le chiar și vorbim. Da, așa ne-am făcut și voice chat-ul. Atât a fost și videoclipul de astăzi, tutorialul de astăzi, sau cum vreți să-i spuneți. Sper că v-a plăcut, dați pe like, subscribe. Eu am fost 777 Sache. Pardon dacă ați auzit. Ăsta a fost tutorialul meu, sper că v-am ajutat. Și să aveți o zi sau o seară minunată. Și pa, și pa!